Guvernul nu a dat curs cererii Comisiei Electorale Centrale, care declară că are nevoie de peste 22 de milioane de lei pentru pregătirea scrutinului anticipat din 11 iulie curent. Cabinetul de miniștri s-a întrunit astăzi într-o ședință care a avut pe ordinea de zi o singură chestiune. Am decis de comun acord că astăzi, în cadrul ședinței actuale a Guvernului, vom examina un singur punct al agendei propuse spre examinare, cea care are un anumit grad de urgență și este legată de Ministerul Afacerilor Interne. Deși au mai rămas nici două săptămâni până la desfășurarea scrutinului electoral, prim-ministrul interimar Aureliu Ciocoi nu a inclus pe ordinea de zi a ședinței Guvernului solicitarea Comisiei Electorale Centrale, care aștepta ședința Cabinetului de Ministri pentru suplinirea fondului de cheltuieli electorale. CEC a aprobat divizul estimativ pentru organizare și desfășurare alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, în sumă de 125 milioane lei, l-a înaintat Guvernului. Drept urmare, i-au fost alocate 70 milioane lei din fondul de rezervă. Am identificat ca fiind nevoie de încă 22,4 milioane lei. Guvernul urmează să se întrunească în ședință și să aprobe o hotărâre în acest sens. Ca și în cazul alegerilor prezidențiale din toamna trecută, din bugetul alocat pentru scrutin, o bună parte va fi destinată asigurării măsurilor sanitare. Așadar, CEC a dispus achiziționarea peste 1.300.000 de măști de protecție, 28 de tone de soluții dezinfectante, 200.000 de perechi de mănuși, 300.000 de viziere și 6.000 de costume de protecție.